Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrer. Este o nouă zi în care în România au fost raportate peste 35.000 de îmbolnăviri COVID. Dintre acestea, 2.700 sunt în Timiș, unde incidența sare la 24,78 la mie. În 10 localități din județ, ratele de infectare sunt mai mari de 30 la mie. Însă, de departe, Dumbrăvița este fruntașă cu o rată de pozitivare de 55 la mie de oameni. În timp ce numărul pacienților din spitale crește, vaccinările scad de la o zi la alta. Numai puțin de 2768 de persoane din Timiș au aflat în ultimele 24 de ore că au COVID-19 în urma procesării 7122 de teste. Dintre acestea, 1522 sunt din Timișoara, unde rata de infectare este miercuri de 32,01 la 1000 de locuitori. La nivelul celui mai vestic județ al țării, incidența se situează la 24,78 la 1000. Cele mai mari valori rămân la Dumbrăvița 55,57 și la Moșnița 9 48,79. În aceste condiții, în care zilnic mii de persoane se imunizează pe cale naturală, scade numărul celor care se vaccinează. În ultimele 24 de ore au fost administrate în Timiș 661 de vaccinuri, reprezentând doza a doua sau a treia. Între timp a crescut semnificativ numărul celor internați în spitalele din Timiș. Azi dimineață erau 444 de pacienți confirmați și suspecți de boala COVID-19, la anestezie și terapie intensivă fiind 32 dintre ei. În tot acest timp, la nivel național, sunt raportate 35.802 cazuri noi de COVID-19. Au murit de la ultima raportare 120 de persoane care aveau coronavirus. În Timiș a avut loc un deces în ultimele 24 de ore. Munca în echipă, socializarea și capacitatea autodidactică a noului recrut. Acestea sunt lucrurile pe care pun tot mai mult accent angajatorii, transmis specialiștii de la Politehnica Timișoara. Procesul de recrutare din rândul studenților în marile companii s-a schimbat de când a început pandemia de coronavirus. La fel cum s-a schimbat și modul în care universitățile predau tinerilor. Universitatea Politehnica Timișoara este unul dintre cei mai mari furnizori de specialiști pentru companiile multinaționale care caută personal calificat în diferite domenii. Odată cu pandemia de coronavirus și învățământul online, studenții au tendința de a nu mai deprinde abilități de comunicare sau lucru în echipă. Nu sunt schimbări fundamentale, dar se uită mai atent la anumite abilități pe care, din cauza lucrului, mă rog, sau a învățământului online, aceștia nu le mai au atât de bine deprinse. Adică lucru în echipă, eu știu, mai sunt partea de modul în care răspunde la întrebări, modul în care socializează, participarea la hecatoane, de exemplu, care nu au mai prea fost decât online. Adică lucruri care înainte erau normale, de data aceasta le găsesc puțin mai greu. Atunci le urmăresc mai cu atenție, fiind un plus, dacă ai reușit în această perioadă pandemică, totuși să reușești să vii și pe aceste zone cu niște lucruri interesante. Potrivit reprezentanților studenților, absolvenții UPT își găsesc în continuare locuri de muncă în ciuda pandemiei de coronavirus, iar școala online a adus și beneficii tinerilor. Modul de lucru online și facultatea online au dus la un mai bun management al proiectelor la distanță, colaborări folosind platforme digitale. Multe companii pun accent pe voluntariatul din timpul facultății și pe inventivitatea proaspeților ingineri atunci când aceștia își caută un loc de muncă. Se caută în primul rând absolvenți care vor să facă carieră, care vor să ajungă ceva în viață și nu doar să aibă un simplu serviciu de la care să vină acasă. S-a schimbat ceva în procesul de recrutare în ultimii 2 ani? S-a schimbat clar. Este o cerință mult mai clară privind partea de inventivitate. Nu mai cauți ingineri la volum, să ai număr de ingineri, ci trebuie ingineri cu performanță, care au dovedit în timpul facultății că au făcut proiecte, că au obținut niște diplome speciale, că au obținut niște premii la diferite concursuri. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea Politehnică Timișoara, multe companii din domeniul IT din oraș au angajați și din alte județe pe care îi lasă să lucreze de acasă, fără a fi nevoie să se deplaseze la sediul companiei. În România a început recensământul populației și locuințelor din 1 februarie. Este pentru prima dată când totul se va desfășura în format informatizat online. Vor fi 3 etape și în premieră oamenii vor avea posibilitatea să se autorecenzeze, iar în schimb vor primi o zi liberă de la locul de muncă. Recensământul populației și locuințelor a început în România din prima zi a lunii februarie 2022. Se va desfășura în 3 etape, până la mijlocul verii. Într-o primă fază vor fi preluate datele din surse administrative, care vor fi introduse în baza de date a recensământului populației și locuințelor. Oamenii se vor putea autorecenza în premieră în perioada 14 martie-15 mai 2022. Apoi, timp de aproximativ o lună, va urma faza de colectare a datelor de recenzori prin interviuri față în față. Aici, datele vor fi înregistrate prin chestiuni
gestionare electronice. Este pentru prima dată când recensământul se va desfășura 100% informatizat, atât în etapele de culegere a datelor, cât și în cea de prelucrare. Chestionarul de autorecenzare va fi disponibil în limba română, dar și în engleză sau în limbile minorităților naționale. Salariații care se autorecenzează online au dreptul la o zi liberă plătită de angajator. Vor prezenta codul de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării, iar angajatorul are obligația să acorde ziua liberă în termen de maximum un an, adică până cel târziu în luna mai a anului 2023. Ultimul recensământ a fost făcut în România în anul 2011. Potrivit datelor adunate atunci, în țara noastră trăiau peste 20 de milioane de oameni. Județul Timiș avea o populație de 683.000, iar în Timișoara erau înregistrate 320.000 de persoane, fiind pe locul al treilea în topul marilor orașe din țara noastră, după București și Cluj-Napoca. Dan Oancea, reporter Teleuniversitatea. Între 40 și 60 de mii de euro, atât pot câștiga studenții de la Universitatea Politehnică Timișoara pentru ideile creative de afaceri. Este unul dintre cele mai noi proiecte pe care instituția timișoreană le are în coordonare cu grupul de consultanță pentru dezvoltare. Vor putea participa 300 de tineri de la orice universitate, de fapt, din regiunea de vest. Proiectul se adresează tinerilor care au reședința într-una dintre zonele mai puțin dezvoltate ale țării, precum Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, Vest, Centru, Nord-Est, Nord-Vest și Sud-Est, dar care studiază la una dintre universitățile din vestul țării. Cele mai bune 26 de planuri de afaceri vor primi finanțare nerambursabilă cuprinsă între 40.000 și 60.000 de euro. Pentru început, tinerii care se înscriu în program trebuie să participe la o serie de cursuri de competențe antreprenoriale, iar mai apoi să-și construiască un plan de afaceri. Startup Innotech Student este un proiect cofinanțat prin Fondul Social European. Mai multe detalii se pot consulta pe www.cm.upt.ro/start-up. Noi punem punct aici știrilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Teleuniversitatea, urmează sport și datele despre vreme. Nu uitați, de luni până vineri de la ora 18 ne puteți urmări live și pe Facebook și pe YouTube. O seară excelentă să aveți! La revedere! Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara va susține joi meciul din etapa 16-a a Ligii Zimbrilor. Adversar va fi CSU Suceava, iar jocul se va disputa în orașul bucovinean de la ora 17:30. Echipa din nord-estul țării se va afla la prima partidă oficială din acest an. În clasament, Poli este pe locul 12, antepenultimul cu 12 puncte, iar sucevenii sunt pe o poziție mai sus cu același punctaj. Potai Saturda este lider cu 45 de puncte. Pe podium se mai află HC Dobrogea Sud, Constanța și Dinamo. Ultima are cele mai puține meciuri disputate din cauza participării în Liga Campionilor. CSM Alexandria e lanternă roșie cu 5 puncte. Pentru elevii antrenorilor Otilo Horvat și Sorin Sărândan va urma un alt meci în deplasare cu CSM București. Între SCM Politehnica și puternicul club maghiar PIK Szeged s-a semnat un protocol de colaborare la nivel juvenil. După meciul de basket masculin dintre SCM Oma Timișoara și Dinamo, desfășurat în sala Constantin Jude, au fost oferite premiile SCM Timișoara pe anul 2021. La handbal, distincțiile au fost primite de Ianus Dumitrescu pentru cel mai bun junior, Claudiu Pal pentru cel mai bun tânăr jucător, Marius Adoveac pentru jucătorul anului și Ioan Covăsânțan pentru întreaga activitate. Noaptea va fi senină la Timișoara și mai caldă față de precedenta. Între minus 1 și 0 grade Celsius vor indica termometrele. Dimineața se înorează și soarele abia răzbește printre nori joi. Vântul va sufla de la slab la moderat și se vor înregistra 4-5 grade Celsius. Noaptea la Lugoj aduce temperaturi de minus 2, minus 3 grade Celsius și cerul va fi parțial noros. Ziua de joi va fi închisă, abia spre după amiază va apărea puțin și soarele. Maxima nu va trece de 4 grade Celsius. Între minus 2 și minus 1 grad se va situa minima nopții la Buziaș. Cerul va fi parțial senin și vântul slab. Joi, în prima parte a zilei, norii acoperă complet cerul, dar după masă vor fi și momente cu soare. Maxima nu va trece de 4 grade. Vremea va fi schimbătoare noaptea la Jimbolea. În prima parte, cerul va fi senin, dar spre dimineață se înorează treptat și va și ninge. Vântul va sufla moderat și minima va fi de 0 grade Celsius. Joi dimineața va fi însorită, dar apoi norii acoperă cerul. 5-6 grade Celsius vor indica termometrele localnicilor.
Și la Sfântul Nicolae Mare noaptea va fi senină, vântul va fi moderat și se vor înregistra 1-2 grade Celsius. Joi dimineața va ninge și apoi apare soarele. Până la 6 grade Celsius va urca mercurul din termometre. Situația în România este gravă. În fiecare 3 minute o persoană moare. Bunica mea a decedat. Credeți-mă, au fost niște clipe pe care nu o să le uit niciodată. Eu m-am vaccinat doar ca să pot să trăiesc liber, să pot să fac sport și să nu ajung niciodată în spital. Mă numesc Eduard Novac. Haide să ne vaccinăm, că numai așa putem să încheiem această situație teribilă. Au venit și facturile de energie electrică și gaze naturale, dar acum plătesc atât cât consum, pentru simplul fapt că mi-am făcut un obicei din a citi și a transmite lunar furnizorului indexul contoarelor. Astfel pot ține o evidență clară a cheltuielilor. Mai mult, îmi dau seama care e oferta cea mai potrivită consumului meu și dacă pot economisi pe aici colo. Te încurajez să faci și tu la fel. E simplu. Intră și tu pe www.autocitiri.ro pentru a afla mai multe detalii. O campanie de interes public a ANRE cu sprijinul Acue și AFER. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stâncioiu sunt astăzi la Istoria Fotbalului. Continuăm seria de emisiuni dedicate centenarului Politehnicii Timișoara. Centenar sărbătorit, cum bine știți, la 4 decembrie anul trecut și invitat în această emisiune este domnul Tudor Crețu, pe care îl cunoașteți cu siguranță, pentru că, pe lângă calitatea domniei sale de om de cultură, este realizator chiar la noi la Teleuniversitatea. Dar l-am chemat în calitate de manager al Bibliotecii Județene Timiș Sorin Titel. Bibliotecă ce a organizat cu câteva zile înainte de Crăciun la Muzeul Satului, în acel decor superb, dar pe un ger cumplit, festivalul deja tradițional, literar, numit Lit Vest, ediția a 10-a, ediție dedicată chiar acestui centenar polist. A fost un lucru extraordinar. Pe scena de la Muzeul Satului au fost aduse foarte multe publicații din arhiva Bibliotecii Județene. Am avut onoarea să fiu unul dintre cei care am povestit despre istoria polistă, alături de Nicolae Secoșan, de Goran Mrachić și de Sebastian Novovici. Tudore, bine ai venit! Bine, bine te-am găsit! Bine, am regăsit studioul, ca să zic așa, de pe celelalți scaun, știi? Acum joci în altă, eu joc în altă ipostază decât astăzi, în altă poziție pe teren, cum ar fi de la... Da, vreau să te întreb cum ai avut această idee minunată. Am tot încercat să promovăm altfel lectura și biblioteca. Acum, asta înseamnă că ieșim dintr-o zonă strict literară sau politerară sau cum vrem, în ideea de a scoate în față ce avem mai relevant în legătură cu ce se întâmplă în comunitate, în bibliotecă. 2021 a fost anul sau și anul centenarului polist. Da?
În acest sens, cu tine, cu oamenii pe care ai spus, am organizat un eveniment punând în valoare fondul de documentari periodice, fondul de presă istorică, veche, dar neînvechită, adică mereu actuală, fond al Bibliotecii Județene Timiș, care este la Bastion Terezia Corpa situat și unde poate fi consultat. Și asta a fost încercarea noastră. Noi am mai făcut manifestări legate de sport. Te întreb pentru că între timp colegul meu, colegul nostru, Dumi, din regie, deja vă oferă, stimație telespectatori, cum să zic, print screen-uri sau cum să... Decupaje fotografice digitalizate din presa anilor 30-40 pe care ni le-ai oferit. De când se scria Duminică, și Politehnica de multe ori. E istoria din română aici. Noi să continuăm. Și am făcut tot felul de manifestări în care am încercat să, de exemplu, am folosit poezia ca text motivațional în 2019, la ultima ediție dinainte de pandemie, că în 2020-2021 n-ai mai putut să faci ce ai făcut înainte. Am făcut așa, cu elevi de la grupul de la Liceul Sportiv Banatul, cu tot cu antrenori, am folosit texte ale invitațiilor internaționale din vreo 10 țări, traduse, recitate de actori din Timișoara care jucau rolul de antrenor. Deci era de la sac, pe românește spus, și actorul, făcând pe antrenorul, mergea pe lângă el și spunea așa tare la ureche, dar în auzul tuturor, un poem care se plia pe moment. Deci în ideea asta de text, de poem motivațional, de, cum să zic, texte sportive, de poeme sportive, de spirit sportiv până la urmă. Repet, aceeași idee de a mai scoate și cartea și sportul, cumva, din cadrul STAS. Da? Adică de unde cartea de la bibliotecă, sportul de pe teren, să ducem în stradă, cum ar fi, la propriu, printre oameni. Care nu mai trebuie să vină nici la bibliotecă, nici la stadion sau la teren, să aibă acces la ele. Vin ele la înspre comunitate. Da, am aflat chiar înainte de emisiune că ai și practicat fotbalul ca portar. Ca amator. Sigur, la copii ai cochetat un pic cu... Păi, dar nu așa, deci era pe vremea când... Echipa de copii de la Politehnica Timișoara, de la CSS, CSS Poli 2 zicea, CSS acolo în Dacia, în zona Dacia, unde și locuiesc. Așa, antrenor, legendarul Mafa, fost jucător la Poli Timișoara la finalul anilor 60. Am trecut pe acolo... Un mare șlefuitor de talente. Sporadic, așa, fără a avea legitimație, am dus pur și simplu, mi-aduc aminte într-o dupămasă, în timpul săptămânii, cei de acolo aveau deja antrenament și am spus, domnule, aș vrea să vin și eu când e următorul și așa mai departe. În 16, târziu, dar vin și vezi. Și am trecut și eu pe acolo, așa, ca un fel de anexă a echipei, dar dincolo de chestia asta, a fost obsesie fotbalul. Deci, printre primele mari obsesii în înțeleg viață. Înțeleg că ești foarte atașat de fotbal, da, și asta mă bucură foarte mult. Pentru că știm cu toții oamenii de cultură ai acestei țări, eu știu, începând de la, mi-amintesc de Camil Petrescu în perioada interbelică și până în anii 80, Eugen Barbu, eu știu, Fănuș Neagu, erau celebri, aveau rubrici în săptămână, aveau Ion Băieșu, acum până în zilele noastre, Radu Cosașu, care încă are o tabletă minunată în Gazeta Sportului. Da, despre sport s-au scris mari texte pe linie literară. Pentru mine, bine, am și prins, fiind născut în 80, generația asta pentru care fotbalul încă era criteriu de normare socială. Da? Deci în comunitatea în care ai în clasă, nu știu ce, să fii în echipă, în echipa care câștiga sau pierdea campionatul școlii, înseamnă ceva enorm. Și ce însemna să fii, bă, portar atunci, chiar dacă portar neșcolit, să zic așa, adică fără antrenament de ăsta, portar de pe stradă, cum ar fi. Erau meciuri, efectiv, ca la lupte mai dure, că nu mă sfiam. Deci săream ca nebun. Deci aveam o bluză ascunsă sub caloriferul din scală, din scara blocului, că nu mă lăsa la 9, 10, 11 ani să ies altfel decât în mânecă scurtă sau asta, să nu mă julesc chiar pe afară, că se știa ce fac. Luam bluza de acolo ca să pot să sar și încingeam tot felul de miuțe pe ciment, pe pământ, pe piatră, pe mama dracului. Da, ieșai când te întorceai, erai cu coatele, cu genunchi. Te întrerup pentru că timpul se scurge implacabil și vreau să... Din minunăția pe care ne-ai adus-o aici, vreau să prezint camerei câteva
Uitați, celebra carte a lui Iosif Duda, Timișoara, leagănul fotbalului românesc. Este leagănul fotbalului românesc. Absolut, absolut. Da. Deși o mare rivalitate și aici cu Aradul, e o mare discuție. O altă carte la fel de celebră, dacă celebrul ăsta poate avea grade de comparație, Mircea Jiva, Haide Poli, este ediția întâia. Sunt cărți apărute undeva la începutul anilor 70. Almanahul ziarului Sportul Popular Bănățean, 1946, ia uite-l și pe Petru doctor Groza. Petru Groza, abia puseseră cizmele sovietice. Vârf de atac, ca să zic. Da, și implantase tancurile în țară, da. Același almanah, adică nu e același, o ediție mai nouă din 48, adică după 2 ani. Apoi, o publicație de care eu, deși studiez de vreo 20 și ceva de ani arhivele, inclusiv la Biblioteca Județeană, bine, în ultimul timp nu prea mai am timp și... uitați, Sportul Național, în ani de război, 41-42, da. Sunt mai multe numere aici, apărea bilunar la Timișoara. De asemenea, un buletin tehnic oficial al Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport, de pe lângă Consiliul de Ministri, numit Sport. De asemenea, la finalul anilor 40, avem aici și niște colecții din ziarele vremii, iată Făclia Banatului, sunt și semne de carte, avem Dacia, avem Luptătorul Bănățean, Tudore, impresionant, plus ce am văzut la acea, la acel Lid Vest. Da, aici e istoria vie. Istoria, cum să zic, politehnică, în sensul inclusiv istoria din mai multe unghiuri spusă a Timișoarei, a Banatului, a României până la urmă, și nu numai, și a minorităților de aici și din alte regiuni. Și, cum să zic, până la urmă se vede foarte clar că e o istorie multiplă, istoria sportului, istoria limbii române, istoria domeniilor despre care s-a scris, politică, etc. Despre sport se vede foarte clar, nu? În toate formele de text, dacă vrei, tabel, titlu, cum vrei, ce însemna prezentarea acestui domeniu pentru sau în fața opiniei publice. Da, e o presă care nu e atât de fotografică, asta trebuie neapărat spus. Absolut, absolut. Neapărat spus. Textul este primordial. Numai dacă arăți, de exemplu, aproape orice descris la întâmplare, vezi cât text e. Da. Vedem aici, de exemplu, iată, două pagini mari de ziar, fără nicio fotografie. Sigur, dar... Comunicarea sportului se da text, în primul rând. Da, dar era o presă de înaltă calitate. Eu am descoperit asta și în ziarele de limbă maghiară și germană, dinainte de primul război mondial, gen Temeșvari Hirlap, Temeșvari Zeitung, care aveau rubrici de sport destul de bine închegate. Și am avut surpriza să văd echipele anilor 1910, să zic, așezate în forma, cum se juca pe atunci, un portar pe rândul următor, doi fundași, trei mijlocași și cinci atacanți. Iar aici, de exemplu, iată, din Sportul Național 1941, un tabel sinoptic cu toate rezultatele diviziei naționale a, cum se numea pe atunci. Și pe ăla, pe pagini, pe copertă, să zicem așa, 5 lei costa și asta este interesant. Nu-mi dau seama cât însemna 5 lei pe vremea aceea. Ca idee, pe timp de război, atenție, se vede clar că sunt ori fotografii, ori desene. Deci reprezentare... Da, ăsta e un desen, dar sunt, uitați aici, și avem și fotografii. Vreau să spun telespectatorilor, tu cu siguranță știi lucrul ăsta foarte bine, sau chiar mult mai bine decât mine, că în anii 20 și 30 la Timișoara era o presă sportivă fantastică, aveam o grămadă de titluri în română, în maghiară, în germană mai puțin. E adevărat, erau publicații care rezistau puțin timp pe piață, eu știu, un an, doi, efemeride, dar au lăsat într-o astfel de publicație, am descoperit din 1922, am descoperit primul clasament în care figurează Politehnica Timișoara. Am și publicat asta în istoria Politehnicii Timișoara pe care am scos-o. Pe ce loc era? Nu mai știu pe ce loc. Era un clasament intermediar. Da. Am publicat asta în istoria pe care am scos-o alături de colegul nostru Vio Jurcuț de la Radio Timișoara, el pe partea de handbal, eu pe partea de fotbal. Da. Cercetând aceste arhive, putem descoperi
o grămadă de lucruri minunate. De ce? Pentru că textele, nefiind într-o epocă atât de autovizual atunci, în anii la care ai făcut referire, și practic nici până la Revoluție, da? Nu era atât de pregnant audiovizualul ca acum, nicăieri în lume, de fapt, nu era. Textele sunt extrem de cuprinzătoare, de multe ori aproape prea detaliate. Deci se dă seama ca pentru unii care n-au văzut meciul la televizor. Se dă seama ca pentru unii care nu poate să vadă orice meci aproape pe YouTube, că rămâne stocat, rămâne înregistrat, da. Rămâne nu știu cum. Și atunci se spun lucruri extra, unele cu atât mai relevante în timp. Așa este. Extrasele pe care le vedeți pe ecran acum sunt din ziarele Țara, Făclia Banatului și Dacia, plus almanacul ziarului Sportul Popular, Bănățean din 1948. Tudor, vreau să te întreb în contextul acestei digitalizări extreme, a dispariției din ziua de azi a publicațiilor de presă scrisă. Vedem că se mută totul brutal pe online. Peste ani, ce vom mai consulta, Tudore, dacă aceste site-uri dispar, că există posibilitatea? Peste ani vor fi digitalizate astea. Digitalizarea în materie de presă înseamnă mult mai mult decât s-ar crede și o elaborare, un proces mult mai elaborat. De pildă, o pagină de ziar, da? Dincolo de faptul că se scanează, gândiți-vă câte pagini sunt în ăla. Că practic fiecare pagină are, fiecare foaie are două pagini, două fețe, ale firei două fețe, să zic așa. Se ia pagina, se scanează, se prelucrează fiecare biblioteconomic, se trece titlul, autorul și așa mai departe, așa fel încât când cauți pe autor, să găsești în baza de date. Dar tu acum practic mi-ai anticipat următoarea întrebare. Voiam să te întreb și revin după aia la întrebarea precedentă. De ce la noi, la Timișoara, încă suntem mult în urma Clujului, de exemplu, unde am descoperit o arhivă digitală foarte bună. Noi încă... Da. Sunt explicații și aici, dincolo de aceste probleme, sunt și soluții. Ține de faptul că aceste... Bine, totul ține de bani, e clar. Și de bani. E o muncă imensă să scanezi... Da, și de... durează ani de zile. Deci așa trebuie spus, ca să te pui acum să faci toate aceste lucruri, durează ani de zile, pentru că eu scanez ca, atenție, digitalizez ca text, nu ca imagine. Așa fel. Și noi acum când ne apucăm de digitalizare la modul ăsta cantitativ și calitativ, o să facem direct la acest nivel. Nu va fi doar o scanare. Astea vor fi digitalizate ca text. Da, să poți da un search. Să poți căuta, să poate să intre în circuitul de cercetare și așa mai departe. Și e o prioritizare și aici, pentru că unele din publicațiile astea sunt digitalizate. Nu suntem noi singurii pe care le avem. Încercăm să prioritizăm digitalizarea celor ce nu sunt găsite nici în alte părți. Da. Tudor, timpul zboară, revin la întrebarea precedentă. În ziua de azi mai apar foarte puține titluri scrise pe piață. Peste 50 de ani, dacă site-urile existente azi, repet, site-urile care nu mai au variantă de print, dispar, că asta se poate să dispară, da. Ce vom cerceta noi peste 50 de ani? Aici este o chestiune de următorul tip. Ține de ceea ce în România e puțin reglementat, și anume ceea ce se cheamă depozitul legal digital. Foarte interesant. Deci asta înseamnă că la nivel digital ar trebui să existe, cum există și scripturi, cu ceva ce se cheamă depozit legal, adică, să zicem așa, seiful de carte României. Asta e echivalentul unui ISBN, ISSN la... Tot ce poartă ISBN trebuie să ajungă în depozitele legale ale României. Da, ale Bibliotecii Naționale și ale mai multor biblioteci din țară. Noi, ca Biblioteca Județeană, facem depozitul legal pe județ. Tot ce apare aici, la editurile de aici și așa mai departe. Ei, asta este în materie de ISBN, de, mai ales de carte tipărită și așa mai departe. În materie de text digital, de online. Și atenție, toate astea nu sunt normate doar de problemele de digitalizare, sunt normate și de legile dreptului de autor, când e vorba de a face publice conținuturi. Asta trebuie neapărat înțeles în materie de digitalizare. Nu înseamnă niciun caz să digitalizezi cărți pe care le ai în bibliotecă și să le pui așa pe internet încălcând legea dreptului de autor. Se procedează conjugat. Și în materie de drept de depozit legal digital, cred că trebuie în primul rând, cum să zic, operativizate digital.
legal, pardon, deci din punct de vedere legislativ, să existe un cadru mai clar aici, că asta e mai puțin... Și înțeleg că noi în România mai puțin, încă nu avem încă depozitul ăsta... Legal digital. Da, da. Depozitul legal digital e mai puțin clar cum stăm. Da. Mai puțin clar cum stăm. Pentru că un ziar, un site de ziar, este el însuși o arhivă. Așa este. Da, numai că site-ul ăla, știm cu toții, face public, poate dispărea face la un moment dat, dacă nu îți mai plătești găzduirea aia, serverul, sunt niște chestii. Sau poate fi desfințat. Sau poate fi desfințat de autor, pur și simplu. Acolo trebuie văzut legal, în primul rând, cum se procedează. Scurt, pentru toate chestiile astea. Că la există ca arhivă digitală. Ce se întâmplă cu arhiva digitală? Crezi că presa scrisă va reveni totuși într-o perioadă? Greu de spus. Greu de spus. Eu nu cred că procesele astea istorice se mai desfac. Adică crezi se întorc. Că sunt de exemplu, irreversibile? Da, cât s-au întors, ne-am întors vreodată la tirul cu arcul, la trasul cu arcul în războaie, deși mai formativ, la fel ca cititul față de filme. Nu știu, dacă ne uităm în Mad Max, poate vedem ce se va întâmpla. A rămas un sport, există, e și sport olimpic, din câte știu, este o industrie, este un hobby, sunt oameni care se ocupă cu asta. Tudor, suntem la finalul emisiunii. Eu îți doresc, că abia începe, multă putere de muncă, pentru că ești foarte tânăr și foarte energic în toată această întreprindere pe care o ai la Biblioteca Județeană și abia aștept o nouă ediție Lead Vest dedicată, uite, acestei minunății, arhiva sportivă în presa timișoreană și bănățeană. Avem noroc să avem o asemenea bibliotecă la Timișoara. Mulțumim. Zic și eu ca moderatorii pe final. Mulțumim. Da. Să ne revedem cu bine, Tudor Crețu. Și să dea Dumnezeu. Te mai aștept în asemenea emisiune. Cu plăcere. Stimați telespectatori, ne revedem luni la Tribuna Polisportivă. Mulțumesc frumos. O mamă se teme că pereții se vor prăbuși peste copii în somn. Pentru milioane de români, pandemia se află la capătul unui lung șir de frici. Habitat for Humanity România le construiește locuințe. Sunt Florin Piersic Junior și te provoc să fii tu cel care transformă frica în speranță. Trimite Habitat la 8845 și donează 2 euro lunar. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Tehnologie, IT, realitate virtuală sau ultimele noutăți de la cele mai importante târguri de invenții din întreaga lume. Sunt Cătălin Roba și te aștept în fiecare joi de la ora 18:13 pe Teleuniversitatea la Politec. Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului în fiecare vineri la Timișoara Culturală cu Tudor Crețu. Îți place să citești?
Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. La o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitatul meu de astăzi este domnul dr. Iosif Marincu, profesor universitar doctor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și șef al Clinicii de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Victor Babeș Timișoara. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Domnule profesor, România a depășit de curând pragul de 60.000 de decese de la declanșarea pandemiei de COVID-19. Ne puteți spune, vă rog, care a fost cea mai mare provocare în această perioadă în care ați luptat contra unui dușman invizibil? Într-adevăr, se împlinesc 2 ani de când luptăm cot la cot și umăr la umăr tot personalul clinicii, medici specialiști, cadre sanitare medii, cadre auxiliare, medici rezidenți, de când ne confruntăm deci, cu această pandemie, cu acest nou agent etiologic, virusul SARS-CoV-2. De la început, fiind un virus nou, ne-a creat multiple probleme și dificultăți peste care, zic eu, că am încercat să trecem cu bine, obținând rezultate încurajatoare și pentru noi și pentru pacienții noștri. Dintre provocările cu care ne-am confruntat încă de la începutul pandemiei, aș începe cu pregătirea și instruirea personalului medico-sanitar din clinică, pentru că aceasta a fost o piatră de încercare în reușita tuturor demersurilor care au urmat ulterior aceste infecții. Personalul medical a trebuit să fie foarte bine instruit, începând de la modul de echipare cu noile combinezoane și noile echipamente pe care le-am primit, să respecte toate regulile de la echipare până la dezechipare, reguli care țin de respectarea circuitelor epidemiologice în cadrul clinicii, foarte importante pentru a nu transmite infecția și a nu contamina ceilalți membri care lucrează și își desfășoară activitatea pe teritoriul clinicii. Deci una din preocupările încă de la început a fost instruirea personalului cu care lucrăm, alături de respectarea protocoalelor terapeutice, toate fiind protocoale noi. Și bineînțeles, alături de modul de comunicare și de relaționare cu pacienții. Ce ne puteți spune în ceea ce privește procesul testării? Cât de mult s-a extins aceasta pentru pacienții cu simptomatologie de SARS-CoV-2? Datele statistice recente publicate de OMS relevă că ne confruntăm cu un val epidemic foarte extins, în plină expansiune. OMS a raportat zilele trecute că numărul de infectați a crescut cu 20%, ajungând până la 20 de milioane de pacienți subiecți infectați și totalizând peste 45.000 de decese. Mai mult, țări dezvoltate din punct de vedere economic, cu potențial financiar și cu sisteme educaționale avansate, verificate, care beneficiază de aparatură medicală performantă, de tratamente performante, actualizate, au ajuns să raporteze foarte mulți pacienți infectați pe zi. Aș da numai exemplu Germaniei, care zilele trecute a depășit cifra de 100.000 de cazuri noi
de subiecți infectați cu acest virus. În aceeași situație se află și alte state din Uniunea Europeană. Știm cu toții, Franța se confruntă cu un val epidemic, cu un număr mare de cazuri, Italia sau Suedia și Austria, care la fel instituie tot felul de măsuri epidemiologice privind această infecție. În această situație, desigur că testarea despre care m-ați întrebat dumneavoastră a reprezentat un obiectiv important în strategia și în lupta cu această infecție. Încă de la început se punea problema să testăm cât mai mulți pacienți. De ce? Pentru că testând, noi depistăm pacienții care sunt infectați și în felul acesta reducem numărul de pacienți noi care se ar putea infecta de la cei bolnavi. Deci ar scădea numărul de pacienți, numărul de cazuri noi infectate. Asta a fost și explicația pentru care în ultimul timp s-a extins procedeul de testare, atât în orașul nostru, cât și în județ, în alte orașe din județul Timiș, dar cât și la nivel național, au crescut numărul de centre unde se face evaluarea pacienților și se face testarea tuturor celor care sunt suspecți pentru a fi confirmați de infecția cu acest virus. Acum, este bine de subliniat și cred că majoritatea populației știe că beneficiem și de teste antigen rapide care pot fi utilizate atât acasă de membrii familiei și care au început să fie utilizate și în microcolectivități sau chiar în colectivități extinse, în școli, în universități, în diverse comunități, la locul de muncă al pacienților, unde se știe că a apărut un caz sau au fost mai mulți contacti cu un caz infectant, este bine să extindem testarea. Iar în cazul în care testul iese pozitiv, de regulă se consideră pacientul infectat dacă testul antigen rapid este pozitiv, iar dacă testul antigen poate să fie negativ, avem două variante. Ori pacientul este neinfectat și asta ar fi situația fericită, sau dacă pacientul prezintă în continuare simptomatologie sugestivă pentru o infecție cu SARS-CoV-2, noi știm care sunt simptomele orientative spre această infecție, repetăm testul cu un test superior, respectiv real-time PCR, pe care vine să confirme sau să infirme suspiciunea de infecție. Acesta este protocolul de lucru și în centrul nostru, în Timișoara sunt mai multe, e bine ca populația să știe, sunt mai multe centre de evaluare și de testare. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase întotdeauna am avut centrul de evaluare a pacienților, se lucrează începând cu ora 15 până la ora 20 în ture, în echipe de rezidenți alături de medici specialiști în boli infecțioase, unde sunt aduși pacienții pozitivi de către unitățile de salvare și unde se face stabilirea diagnosticului pe baza celor trei criterii. Pe baza simptomelor pe care le prezintă pacientul, se completează o fișă personală pentru fiecare pacient, se fac investigații biologice, avem setul precizat și cunoscut de investigații probe biologice care le facem la fiecare pacient, urma de investigațiile imagistice, fiecare pacient beneficiază de computer tomograf pulmonar pentru a stabili în final, coroborând cele trei mari categorii de rezultate, forma clinică de boală, de infecție pe care o are fiecare pacient, fiecare individ. Și în funcție de forma clinică pe care o stabilim, în final, pacientul este dirijat fie spre domiciliu, spre casă, unde este izolat și cu recomandările medicale de rigoare, făcând un tratament simptomatic sau, dacă este nevoie, tratament antiviral,
sau formele severe sau formele cu potențial sever, acestea trebuie spitalizate, reținute în clinica de boli infecțioase, riguros monitorizate și tratate de către medicii specialiști din clinică. Da, ați putea să ne spuneți, vă rog, care sunt elementele ce diferențiază o viroză respiratorie de infecția cu SARS-CoV-2? Foarte mulți pacienți și foarte multe persoane își pun această problemă și pe bună dreptate, pentru că simptomatologia până la un anumit punct se suprapune între cele două entități clinice. Adică debutul de cele mai multe ori al infecției cu SARS-CoV-2 seamănă foarte mult cu o viroză respiratorie cotidiană, obișnuită. Aș spune aici așa câteva elemente de debut, simptome care pot să le prezinte pacienții. Încep cu stare febrilă, pot să fie și stare subfebrilă, subfebrilități, frisoane, la care se asociază ulterior senzația de jenă în gât, adică disfagie, odinofagie, durere la înghițit, cefalea, poate să fie prezentă durerea de cap, dureri musculare, mialgii, dureri articulare, stare de curbatură, stare generală influențată. Se poate adăuga tusea la început, seacă, ulterior poate să devină productivă. Acestea sunt semnele clinice. Semnele obiective pe care medicul care examinează bolnavul le ia în considerare, examinând bolnavul pe aparate și sisteme, țin de câteva modificări, începând cu angina acută pe care o prezintă fiecare pacient, mai mult sau mai puțin exprimată, la care se pot adăuga ralurile bronșice la nivelul ariilor pulmonare pe care le depistează medicul examinator prin auscultația pulmonară a fiecărui pacient. La acestea, desigur că se adaugă investigațiile biologice care le facem, analizele și probele de imagistică prin care se stabilește afectarea, procentul de afectare pulmonară al fiecărui pacient. Și în final se pune diagnosticul de infecție. Vreau să spun că este un efort considerabil din partea cadrelor medicale de la începutul pandemiei. Mi-amintesc că au fost zile în care salvările aduceau în curtea spitalului nostru un număr impresionant de pacienți infectați, ajungând până la 55, 65, până la 70 am avut de cazuri pe o tură. Aceasta, ca să realizați că diferența între situațiile obișnuite de gardă, la noi în gardă se internează cam 4 cazuri în medie pe gardă, pe 24 de ore. Și am ajuns să internăm sau să recomandăm pacienților internarea în situația în care nu aveam locuri la noi în clinică, un număr mare de pacienți. De regulă internam până ocupam toate locurile și în cazul când era nevoie de internare a pacienților cu forme severe și nu am avut locuri la noi în spital, am apelat la unitățile destinate asistențe medicale pacienților cu COVID, respectiv spitalul militar, spitalul municipal, care avea o clinică destinată pentru acești pacienți, și spitalul județean. Și, bineînțeles, dacă în cadrul municipiului nu au fost locuri libere, am putut apela și la spitalele din oraș, din județ sau din alte orașe din județele învecinate. Au fost situații în care am trimis și la Arad și la Deva pacienți. Și mai mult, am avut o perioadă în care s-a colaborat foarte bine și eficient și cu colegii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Szeged sau din alte orașe din Ungaria. Da. O altă problemă este cea reprezentată de numărul mare de cadre medicale care s-au infectat. Ce soluții avem referitor la gestionarea resursei umane pentru a putea controla valul 5 al pandemiei? Sigur că da. Și cadrele medicale
indiferent de funcția pe care au, nu sunt scutite. Și eu spun de multe ori așa, obișnuit și rezidenților și tuturor care vin în clinică și cadrelor medii și cadrelor medicale auxiliare, că nu scrie pe fruntea numelui că, că cineva este scutit de a contacta virusul. Și acest fapt s-a confirmat și se confirmă permanent în clinică pentru că avem cadre medicale și în prezent infectate cu acest virus. E foarte ușor de înțeles situația actuală. Când au început cursurile universitare, au început școlile, copiii se îmbolnăvesc, se infectează de la colegii lor de la școală, de la grădiniță, de la creșă, aduc infecția acasă, nu au cum părinții să se izoleze perfect și să stea izolați față de copii și infecția afectează aproape pe toți membrii familiei, mai devreme, mai târziu, într-un grad mai sever sau mai puțin sever. Și atunci, bineînțeles că toți trebuiesc izolați în prima fază și testați. Și în această situație, desigur că avem și noi în clinică, și medici, și cadre medicale care s-au infectat. Acum, problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră este o provocare foarte serioasă pentru managementul sanitar din fiecare unitate sanitară. Pentru că au fost situații nu mai departe decât la clinica de boli infecțioase din Arad, în prima parte a epidemiei, când s-au îmbolnăvit efectiv toți membrii, toate cadrele medicale, și medici, și asistente, și personal auxiliar, toată clinica a trebuit să fie izolată. Cei mai mulți pacienți au fost internați la noi pentru că am avut posibilități de monitorizare și de tratament mai bune decât Aradul în prima fază. Și în această situație se punea problema cu cine vom trata pacienții infectați care așteptau să fie ajutați din punct de vedere medical. Am avut un sprijin consistent și l-avem în prezent și vreau să subliniez și să mulțumesc colegilor, tuturor colegilor din alte specialități care s-au implicat pe toată perioada pandemiei în asistența pacienților cu infecție cu SARS-CoV-2. În primul rând au fost colegii de la pneumologie, specialiștii în pneumologie, care au fost în prima linie cu noi și sunt și astăzi. De exemplu, noi în cadrul spitalului, clinica de pneumologie lucrează alături de clinica de boli infecțioase, având foarte puțini pacienți cu patologie pulmonară și cei mai mulți sunt cu infecție SARS-CoV-2, la fel și la infecțioase. Și alte clinici din Spitalul Județean, Clinica de Ortopedie, unde a fost un nucleu de cadre medicale care s-au profilat pe această infecție, clinica de la Ascar, care s-a transformat din patologia cardiovasculară profilată pe infecția SARS-CoV-2, sau clinica de dermatologie de la Spitalul Municipal. Și, nu în cele din urmă, nucleul format la Spitalul Militar, care a ajutat și la fel foarte mulți bolnavi, înființând chiar o unitate de terapie intensivă. Am ajuns la cazurile critice și severe, care de cele mai multe ori ridicau probleme deosebite încă de la începutul îndrumării spre clinicile de terapie intensivă, care nu beneficiau de locuri. Și la noi în spital avem clinica de terapie intensivă, compartimentul de terapie intensivă, dar cu un număr redus de locuri, și atunci a trebuit să apelăm la toate clinicile din municipiu de terapie intensivă și chiar din alte orașe. În acest sens a fost binevenit și salutar sistemul informatic care a gestionat situația în mod real.
toți colegii de la terapie intensivă se ajutau între ei, au avut un program informatic, o aplicație prin care vedeau instant câte locuri sunt libere la spitalul județean, la clinica de terapie intensivă, la spitalul clinic de boli infecțioase au mai rămas două locuri, la Lugoj e un singur loc, iar la Arad sunt 10 locuri. Și atunci salvările de urgență au transportat pacienții la locul unde era liber ca să beneficieze de tratamentul complex din aceste compartimente de terapie intensivă. Da. Ce ne puteți spune despre situația actuală în ceea ce privește varianta Omicron? Numărul de pacienți este la fel de ridicat și v-aș ruga să ne vorbiți și despre situația medicației antivirale. Da. Să începem puțin cu varianta Omicron. La noi în țară cercetările arată și analizele secvențiale de biologie moleculară care se fac prin teste speciale la Spitalul de Boli Infecțioase Matei Balș din capitală arată că varianta Omicron este în continuă creștere, iar varianta Delta este în descreștere. Cu alte cuvinte, suntem în situația în care în curând va domina varianta Omicron. Asta, pe de o parte, este într-un fel, să spunem, bine sau oarecum liniștitor, în sensul că varianta Omicron, deși este foarte contagioasă, se răspândește foarte repede, drept dovadă numărul exploziv de cazuri de pacienți infectați cu această variantă a crescut la nivel european în toate țările, comparativ cu varianta Delta. O altă particularitate ar fi frecvența redusă a formelor clinice, să zicem, severe sau critice, afectate de varianta Omicron. Asta spre binele nostru și spre binele pacienților. Spre binele nostru pentru că tot mai puțin pacienți îi putem lăsa acasă, să fie tratați acasă și monitorizați prin medicul de familie. Și aici vreau să mulțumesc tuturor colegilor care sunt specialiști în medicina de familie, care participă alături de noi la depistarea pacienților și la îngrijirea și monitorizarea acestora. Și desigur că formele medii și formele cu potențial sever le spitalizăm și le îndrumăm împreună cu colegii din alte specialități spre compartimentul de terapie intensivă. Vreau să atenționez aici și e bine ca populația să știe și să nu credem că această variantă este foarte ușoară și că nu ne creează probleme și că de acum înainte trebuie să ne obișnuim. Sunt voci care spun că trebuie să ne obișnuim, să trăim cu această variantă, că este mai puțin periculoasă, că nu produce probleme, că trecem peste ea. Nu este chiar așa. Realitatea a demonstrat că domină formele ușoare și medii, dar sunt foarte multe cazuri, încă terapia la noi este, terapia intensivă este plină și încă ne punem probleme de transfer de pe secția pacienților care fac forme severe și ulterior trebuie să meargă pe compartimentul de terapie intensivă, să beneficieze de tratament complex, patogenic, salvator. Și atunci vreau să atenționez și să trag un semnal de alarmă atât pentru pacienți și pentru populația generală care trebuie să știe că e, chiar dacă merge la domiciliu și respectă recomandările medicale, pacientul sau bolnavul trebuie să colaboreze foarte bine, foarte apropiat și eficient cu medicul de familie. Pentru că simptomatologia este foarte înșelătoare de la o zi la alta. Am avut pacienți care chiar la noi în clinică au stat, să zicem, 10 zile și când în 11-a zi trebuia să-i facem ieșirea,
pe perioade de noapte a intrat în complicații, în edem pulmonar acut, care ulterior nu a mai putut fi salvat și am pierdut bolnav. S-au dezvoltat complicații subite, grave, n-au fost locuri la terapie intensivă sau chiar dacă au fost, timpul a fost pierdut și nu am reușit să mai salvăm pacientul. Așa se explică, pentru că și în această perioadă, vreau să spun și să e bine de știut și de consemnat, că încă mai avem decese în clinică. Aș spune că nu e zi în care să nu avem vreun deces și nu e zi în care să nu avem forme severe. Deci domină formele ușoare și formele medii, dar nu trebuie să uităm că și această tulpină, Omicron, generează forme severe și să fim foarte, foarte atenți și bine pregătiți. Să nu cumva să nu colaborăm cu medicul de familie și să nu respectăm indicațiile medicale pe care le primim. Da. Domnule profesor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și precizările pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!